Uite, la frizerie aici, la bărbier, în aer liber, face și masaj. Dragilor, bine ați venit la capitală! Welcome to Islamabad! Poteci, pădure, păsări ciripind, nici nu zici că sunt în oraș. Îmi place. Alama Iqbal și Mihai Eminescu. Wow! Guys, the smell is really... Dar și cu cartof? E o fel de tocăință cu stropel. Că ți-or fi pus limba aici? Like, share, subscribe on Smiley Travelers channel. Spuneți-mi, dragilor, de când ați mai scris sau primit o carte poștală? V-ar plăcea să primiți una de peste mări și țări? Cum eu călătoresc de mai bine de 10 ani cu autostopul prin lumea largă, mi-a venit această idee și puteți primi chiar voi o carte poștală personalizată. Nu trebuie decât să îmi lăsați un mesaj pe rețelele de socializare, mă puteți contacta pe Instagram, pe Facebook, să-mi lăsați datele voastre, adresa, mă puteți susține pe Patreon, pe Revolut, pe PayPal, las în descriere linkurile de la toate aceste site-uri și mulțumesc pe această cale celor care mă susțin până acum, care susțin călătoria lui Smiley Traveler. Mersi și aștept mesajele voastre. Părăsim Lahor cu motocicleta, cu Abdullah. Yeah, shukriya. Hai că merge mai bine pe aici autostopul. După motocicletă am prins un camion spre Sheikhupura. Sheikhupura. Thank you. Shukriya. So what is your name? Shahid Khan. Shahid Khan. Thank you. Motociclete, tuk-tukuri, trafic. Înțeleg că mă mai întreba lumea dacă-s din China când eram cu Sisi, că asocia poate cu ea, dar acum că sunt singur, China? Încerc să îmi explic, pentru că sunt foarte mulți chinezi care lucrează în Pakistan, relațiile dintre China și Pakistan economic și politic sunt foarte bune. Și mă gândesc că asociază străinii cu chinezii. Altfel nu-mi explic. Am prins din nou o cursă cu camion. Camion colorat, bineînțeles, dar de data asta spațios. E ca un autobuz, frățică. Ia uitați cât spațiu avem aici. E și faț. Aici cu Faisal și cu încă un prieten al cărui nume l-am uitat. Blidali. Yeah, thank you. Cât de tare. Cred că e chiar un autobuz montat pe camion. Uitați, până și ușa e de autobuz. O zi fără trocarici, o zi pierdută! Yeah! Mergem spre Sheikhupur! Și aici au loc marșuri și proteste de solidaritate pentru Palestina. Deci am ajuns în Sheikhupura, uite, pentru a vizita Hiran Minar, un complex situat pe vechile domenii de vânătoare ale regilor moguli. Acest complex a fost construit în secolul 16 de împăratul mogul Jahangir. El era iubitor de vânătoare și de animale în același timp, termeni cumva contradictorii, și numele Hiran Minar înseamnă turnul căprioarei. A fost dat în cinstea iubitei sale antilope Mansraj. You don't meet foreigners, but always locals, friendly locals around. Hey bro. Yes. Nice meeting you. Where are you from? We are from Sheikhupura. Sheikhupura. Oh, Pakistan, you're Punjab. Actually from here. Yes. So just spend your free time in this lovely place. Yeah. Lovely place. Yeah. Yeah. Lovely place and lovely people. Friendly Pakistani. Nice meeting you. Okay. Thanks.
Așa se face cărămida. Hai se așează în forme și acolo se arde. Am tot văzut pe întreg teritoriul Pakistanului furnale de genul ăsta. Oh no, cursă o mașină mică de tata asta, a new ride with very friendly locals. Thank you. Okay, so your names are? Zainali. Yes. Zaidabaz. Yes. Zaidabaz. Thank you. Hai că a pus soarele, mă temeam că o să mă prind de noaptea pe autostradă, dar am prins o cursă cu Abdurrahman, el e din Afganistan, merge în Islamabad, dar eu o să mă opresc înainte, căci am un prieten în Chakwal și mâine sper să vizitez o salină, una dintre cele mai mari peșteri de sare din lume. Shukriya, thank you. Your language is Pashto or what language? Language Pashto, Urdu. Ah, Pashto. Turkmeni. Ah, Turkmeni. Ah, Turkmeni. And in Turkmeni, how do you say Shukriya? Teşekkür khana alaba. Ah, teşekkür. Teşekkür. Thank you. Teşekkür. Am ajuns pe timp de noapte, autostopul e greu, dar în cele din urmă am prins o cursă cu camioneta aici în spate. Mai sunt ceați copii. Hello. Mergem spre Chakwal. Unde o să mă aștepte fratele unui tip pe care l-am cunoscut prin Arabia Saudită, un șofer de camion. M-a abordat că a văzut că am ajuns în Pakistan și cum nu m-a anunțat? Păi, frate meu e acolo și am impresia că o să ajungă și el mâine. Să vedem dacă ne întâlnim. Bun, 20 de kilometri și ajungem la destinație. Păi te las omul să ajungi la destinație. Te invită la masă, uite, cu orez, cu pui. Shukriya, thank you, brothers. Neața din Chakwal, el mi-a fost gazdă, el e fratele camionagiului pe care l-am întâlnit în Arabia Saudită. El e polițist de fapt și m-a găzduit de fapt într-o pensiune, nu la el acasă. A avut tur de noapte ieri, așadar n-am putut să mă ducă la el acasă. Astăzi voi vizita o mină de sare. Ce frumos, moschee lângă biserică. Cei se fac donații, dar nu există monede. Păi da, ce frumos decorată. Totul e colorat, împopoțonat în Pakistan. It's pretty common to meet friendly people. And your name is? My name is Daniel. Daniel? Daniel Amir, but I'm Muslim, yeah. Okay. People call me Daniel, yeah. Nice to meet you. He lived and worked in Saudi Arabia, in Dammam, where I've been there and I met so many nice Pakistani, and here as well. Yeah, we are hospitable people, so please do visit Pakistan and yeah, enjoy it, especially welcome. The north. You can visit in the north, so this is beautiful nature. Yeah, nice people. I also received some gifts. Thank you, brother. Thank you so much. This is your second home. Feel free. Shukriya. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. Uite, la frizerie aici, la barbier, în aer liber, face și masaj. What is your name? Asta îmi place în Pakistan, că totul se poate repara. Că sunt sandale, că e gentuța de la cameră, rucsac, orice mică defecțiune găsești. Ceas. Îmi place și e ieftin. Ce îmi place să merg pe drumuri din astea așa de țară, drumuri secundare, întâlnești lume faină, mai ales când ai umbra copacilor. Mai prins cât o cursă așa 10 km, dar e fain, rucsacul e mai ușor, căci am trimis câteva kilograme înapoi acasă și e minunat.
Uite cum am nimerit și într-un atelier mecanic. What's your name? Mustafa. Mustafa. Yeah. Mustafa, he lived and worked for 5 years in Dubai. Yeah, right? Yeah, 5 years. And he told me he has many Romanian friends. Yeah. And now he came back here. It's a small village, not far from Chekwal. Yeah, it's right? almost in Chekwal area. Yeah. So this is your job, this is your workshop. Yeah, this is our workshop. Like, it's also tractor fields, like repairing motors, bikes, motors, and everything, cars, everything. Like, everything is repairing here. So. Okay, it's really nice to meet you. Thank you, man. Nice to meet you. And sometimes it's nice to have a rest for 5 minutes at the shade. Shukriya. Ia uitați cum se cerne, nici nu știu ce asta e. Mei, e... What's the name? Name? Sarsom. Ce-o fi asta, domne? Topa. O fi mei. E negreza. Când eram elev, spuneam că școala e închisoare. Ia uite aici, sârmă ghimpată, garduri înalte. He-he. Din nou în partea dreaptă, sunt într-un camion vechi, într-un Mercedes, așa că s-au inversat din nou scaunele, sunt cu Basmir. El care pietre, m-am mai văzut câțiva kilometri înainte și ai zis, hai de data asta să-l iau pe băiatul ăsta, că prea merge și transpiră în sub soare. Bun, ne apropiem ușor, ușor de mină, de salină. Shukriya, thank you, brother. Albie, love simpatic. O mică pauză la benzinărie, cât șoferul se roagă. Sunt aici cu Neni, e răcoare. Vedeți că e un paznic care are pușcă. Toți prin Pakistan sunt bine înarmați, dar prietenoși. Thank you. Thank you. Noi suntem în munți acum. Și ușor, ușor vom coborâ. Mina Cheura e jos. Trec pe drum căruțe de țigan. Asta e drumul spre mină, al naibii de scump. E frustrant să știi că trebuie să plătești de 20 de ori prețul biletului față de localnici. Costă 20 de dolari. Nu prea am reușit să obțin reduceri în general în Pakistan. Aici cu Q, cu Vai mi-au dat reducere de student, cu toate că le-am arătat că carnetul de ghid. Așadar, 10 dolari. Cu siguranță o să merite, este cea mai mare salină din Asia, bineînțeles din Pakistan și a doua din lume, după o salină din Canada. Așadar, haideți să explorăm mina de sare Cheuran. Se poate vizita și cu trenulețul, dar mai plătești de 20 de ori în plus. Sunt singurul turist pe aici, e pe 6 niveluri salina și de aici se extrage cea mai mare cantitate de sare pentru Pakistan, dar și de export. De aici vine, dragilor, celebra sare de Himalaya, sarea roz, care nu prea e de fapt în Himalaya. Vine trenulețul! Cât s-ar fi pus limba aici?
Și mina încă este funcțională. Văd muncitori întorcându-se de la tură. Salam aleikum! Istoria Salinei ne întoarce în timp pe vremea lui Alexandru cel Mare, în anul 326 înainte de Hristos, în urma bătăliei cu regele Porus, caii lui Alexandru au descoperit peștera de sare. Însă mineritul a început destul de târziu, în anii 1500 după Hristos, în timpul regelui Akber. Regii Sikh au preluat apoi mina de la moguli, ulterior au venit britanicii în 1849 și ușor, ușor s-a deschis și publicului. Avem și biblioteca de sare. Ce dicton frumos! Sarea este născută din părinți puri. Soarele și marea. Și resorturi. Avem hotel de sare. Știm deja că este un ambient sănătos să respirăm aer cu sare. Îmi place că este nou pentru mine, n-am senzația de o mină de sare din cauza culorii, parcă aș fi într-o mină de cupru. Culoarea este roșiatică. Un pic de chit și religie nu strică, o moschee din sare. Între 1200 și 1500 de tone se extrag zilnic. La fel ca într-o peșteră, avem diferite formațiuni, stalactite, stalagmite din sare și aici s-a format muntele Chagi. Lecții de speologie, când stalactita de sus se întâlnește cu stalagmita de jos, se formează o coloană. Naturii îi trebuie mii, zeci de mii, milioane de ani pentru a clădi o coloană, cu toate că nu este atât de iscusit, omul se descurcă mai ușor. Ne aflăm acum în camera ecoului. România! Wow! Like, share, subscribe on Smiley Travelers channel! O cursă gratuită cu tuk-tuk-ul! Aici cu Mahmud Usman! Amabil din partea lui! Yeah. Hello! Până în primul orășel după mine, în Pint, ajung la drumul principal. De acolo mai am vreo câteva zeci de kilometri până în Jhelum. Pe harta am tot văzut, dar în realitate ăsta e primul templu hindus pe care îl văd în Pakistan. Am prins o cursă cu camioneta. What are your names? Bashir. Bashir? Shabir. Nice to meet you. Shukriya, thank you. Dragilor, mănânc acum un desert. Îmi aduce aminte de ceva de prin America de Sud. E pe bază de lapte. Atât de bun. What's the name? Burfi. Burfi? Burfi. 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 Mai burfiți acolo, băi, că e bun tare. Pure milk. Burfi. Milky. Sau milk sweet. Milky. Mamă, ce bun e. Eu cum sunt nebunii după dulciuri. Only milk and sugar. Milk and sugar. Bun. Shukriya, thank you. Never mind. You are my guest. Am ajuns, dragilor, în cele din urmă.
fingers did. Bhai is a YouTuber, say hi, say I'm hi. I'm hosted by a very nice guy, Bilal. What is the name of your channel? Smiley Traveler. Smiling Traveler, Aladita. Smiley Traveler. My cousin, Mohit. Hello. We have a conference here with all the family. What's up? Tell him your name. Aladita is my name. He's Aladita Bhai. And Bilal's cousin, Omar. Raja Umar, from Gujarat. Oh, this is in the channel. I'm a politician. Nice to meet you. Guys, it's really an honor to be here. I was brought in an old mansion built in 1927. Wow. Called Sher-Manzil. Okay. In Dumeri. Built by Sir Sher Mohammed. Sir Colonel Sher Mohammed. So my grandfather, he was in British Army. All right. Colonel Sher Mohammed. Wow, it's really nice. He was the chief of Gakhar also. Of this area, of this tribe. Our basic tribe is Gakhar. You may find, if you write down and you go to Google it, you'll find this everywhere. So Gakhar. It's really a historical place. And he's the most intellectual guy you can be seen around here. In this part of the world. And we are highly honored to meet our friend Bogdan Aladita. Aladita. We are very happy to see him. It's great too. I'm the happy one and very honored to be here. We are honored. Shukriya, Merbani. Shukriya, Merbani. Mulțumesc in my language. Aladita, amara dil jani. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. Neața, dragilor, de la Conac. Sunt găzduit de o familie care are legătură cu regele care le-a învins pe Alexandru cel Mare. Și că asta e adevărată istorie. Nu a fost doar rănit, a fost luat prizonier. Băi, ce oameni faini, ce loc special și ce priveliște frumoasă. Deci a fost frumos să dormim sub stele, pe terasă. Un masor faimos a venit aici la noi. So, this is his... Oh, like a chemist, like a doctor. Oils and everything. Yeah, it's okay. Oh, look at this. Mustard oil. Mustard oil? Yeah. Oh, so he will cook me and you're gonna eat me in the end? I'm not delicious. No. I'm skin and bones. Let us try, Daddy. No. The gora is not delicious. Gora e cuvântul pentru omul alb, ca Azungu în Africa. Hai să începem masajul. This is a really historical place. It is. Used to be a bazaar, so a trading route where camels used to pass with goods and spices and all such things. Wow. If you can coordinate with the people, local people, will be very good. Assalamu alaikum. This is also my cousin. Assalamu alaikum. So this used to be kacheri. Kacheri? Kacheri, the court. This building. God, it was not. You'll find the name of Raja Mumara Khan, Colonel Sir Sher Mohammed Khan and all that. This used to be the historical building. And this is a mosque. This is the historical mosque. Yes, this is a historical mosque. 19 April 1926. The old jail. Yes. Now it's no more a jail, but historically this was the court, and these rooms were used to be. And it looks like a fort. Yes. The yes. Wall. Yeah. Now it's all muhalla and population over here.
se fierbe laptele, să se facă iaurt, ulei. Aici sunt surdomuți trăitori. Aleikum. The deaf and dumb people, I told you. Yes, they yes, are my great fellows. And see the, how they are making things up. There are very fine amazing tailors around here. Uitați cum e salutul. Întâi se îmbrățișează și apoi își strâng mâna. Mă simt ca, o, ca într-o vizită oficială. Salam aleikum. Cei mai mulți de ei sunt politicieni, așadar e ca o vizită oficială cu, cu omul alb. Am făcut o baie de mulțime. Show you the old rest house in 18th. Now it is the police officer lives there. It is built like a fort. Am ajuns la secție de poliție. Yeah. Construită pe la 1890 în timpul coloniei britanice din piatră. Faimă, putere, bani. Tură cu jeepul. Hey, with model with us. No, salam alaikum. Amjad bhai, kaise hai? Bada zik, Amjad bhai. Salam alaikum. Our guest, Mr. Bogdan from Romania. He's a tourist. From Raad ko stay sara. Gazdele mele sunt adepți ai islamului sufist. Sufismul este cumva o filozofie islamică și ei aduc omagii așa zișilor sfinți. Și acesta este un mormânt în semn de respect. A trebuit să ne descălțăm. Se aprind candele. The name of this fellow is Hazrat Sheikh Masood Ghazi rahmatullah alayh, and in the era of Mughal Badshah Aurangzeb Alamgir, he came to this area in that era. 1400 behind that, because I know the Islamic dates and Hijri, so you convert into that. Yeah. So my all great forefathers, the rulers, they were student to this shrine, to this saint. So that's where we have traditionally our respect, and our respect, heart, our soul, to do this grave. All right, thank you. And it's again, so this is one of his students. That grave was not intact to this grave, but how come it's, you know, God's will, that Kaaba has just jointed this thing. It happened later. This happened later. He's the student. Yes. It was his favorite student, one of them. Kursi Nama Tangar Khan. Tangar Khan was the one who made the Dumeli in 1707. The old Dumeli was behind those mountains, all traditionally. Și tot în semn de respect, cu spatele ieșim de la mormânt. Musulmanii foarte religioși sunt împotriva rugăciunilor la morminte și a adulării celor sfinți. În schimb, ei țin foarte mult la, la tradiție și la rădăcini. Gonna reach the capital here with Gulfraz. Yes. Your name? My name Gulfraz. Gulfraz. I'm Pakistan. Nice to meet you, Gulfraz. Thank you for the ride. Yeah. Slowly, slowly, we're gonna reach the capital of Pakistan, Islamabad. Shukriya. Thank you. Thank you. Thank you. So much.
It's a bit different. Good roads, cleaner. Da muzica blană! Gata, dragilor, bine ați venit la capitală! Welcome to Islamabad! Dragilor, m-a lăsat șoferul fix la celebra moschee Faisal, cea mai mare moschee din Asia de Sud-Est și a cincea cea mai mare din lume. Poartă numele regelui Arabiei Saudite, Faisal I, rege care a donat o sumă consistentă țării și se aseamănă cumva cu un cort de beduin. Este localizată chiar la poalele dealurilor, dealurile Margala. N-am înțeles asta în Pakistan cu descălțatul la un kilometru să intri în moschee sau la nu știu ce mauzoleu. Te murdărești pe picioare și le murdărești tot. Care e ideea? De parcă ar fi curățenia de pe lume pe aici. Îmi place că Islamabadul e un oraș verde, văd mulți copaci, parcuri, e înconjurat de natură, dealuri. Cât de interesant că Islamabadul este doar al 9-lea oraș ca populație din Pakistan. N-are mai mult de 1,5 milioane de locuitori, 1,2 milioane. Este un oraș planificat, asemenea capitalei Braziliei. A fost inaugurat în 67, devenind capitală în locul orașului Karachi. So here I am in Islamabad and meet Malik, my lovely couchsurfing host. He's working here at the cafe, at the restaurant, yeah. And it's for the first time to have the iftar here. Bismillah. Bismillah. Thank you so much. Okay, we have the chicken pakora and beef samosas. Uh-huh, some beef samosa. And this is garlic bread. Oh. And chicken quiche. It's quiche? Yeah, chicken quiche. All right. This is Greek wrap, fish fingers, and wings. Chicken wings. Yeah, and this is the fruit bowl and the chickpea bowl. The chickpeas and some beans, maybe? Yeah, it's with big beans. All right. And the dessert. These strawberry mousse and date pie and assorted dates. Date pie? Yeah, date pie. Wow! Ce de bunătăți sunt răsfățat! De-abia aștept să încerc prăjitura de curmale. Clar, Islamabadul e altă lume. Pe lângă faptul că totul e verde și e mult mai curat, nu e atâta poluare, măgărușii, căruțele, tuk-tukurile sunt interzise în oraș, dar și oamenii, vezi mult mai puțini oameni îmbrăcați în stilurile tradiționale, oameni înginși, e mult mai vestică toată aparența, bănesc că și gândirea, comportamentul, simbolul capitalei, Pakistan Monument. Poteci, pădure, păsări ciripind, nici nu zici că sunt în oraș. Îmi place. Țigănie, țigănie. Îndreaptă-ți niște blocuri, jusucă lumea rufele pe gard.
Incredibil, dragilor. Uitându-mă pe hartă, am dat de un nume care mi-a sărit în ochi. Un nume pe care sunt absolut sigur că nimeni de aici din jur nu-l cunoaște. Pe lângă acest nume, am mai întâlnit un altul, Allama Iqbal. Spre ignoranța mea, nu știam. Așadar, Allama Iqbal este poetul național al Pakistanului. Acest monument este dedicat frăției dintre popoare, dintre România și Pakistan, așadar, Allama Iqbal și Mihai Eminescu. Wow! Este o strofă din Hyperion, tradusă în engleză. Come down from the sky, O mild Hyperion. Glide down upon a ray into my house and thoughts anon and brighten up my way. Și niște versuri din Steaua Dimineții, Venus. O beautiful jewel of the dawn's forehead, do you have fear of death? Come down from the sky, drop down from the sky's height with a dew. My poetry's field will be invigorating to you. Și se pare că avem multe în comun cu Pakistanul. Aici trebuia să existe o copie a Coloanei Infinitului. Azi nu mai există. Chiar este scris aici de arhitectură și elemente specifice României, Coloana Infinitului. A sculptorului Constantin Brâncuș. Unde-i, domne, unde-i? Uite că și în capitală dau de o biserică, Biserica Sfântul Toma. Beautiful mountains, nature. Oh, nice. Nice. Smells good, smells good. Let me introduce you guys to Yusuf, my new host. We're still in Islamabad and we're preparing some local dish, actually. Well, he's preparing. He's the local, he's the expert. Is it called korma? Korma. Korma. It's something similar with a chicken curry, right? Yeah. So the main ingredients are, of course, chicken. Onion. Pakistan is really similar with Romania. You need a lot of onion and garlic to cook. Yeah. So this is good. And what has special? What is special about it are the potatoes. Yeah, right? Potato. It makes it like a healthy, creamy chicken korma. Yeah. So like potatoes, tomatoes, and also. Some spices. Like this is the magic box. Yeah, the all the spices. Well, there is no house in Pakistan without spices. Yeah. Yusuf actually is a mountain guide. An adventurer, he likes nature and camping. Yeah. We have many things in common. And I'm so happy to be here and grateful. Yeah, actually, he was following me on Instagram and out of nothing asked me, oh, I saw you're in Pakistan. Where are you coming to Islamabad? So, well, I'm already in Islamabad. Come by. Yeah. So here I am. Spending nice time together and cooking local dish. Yeah, it's always good to share experience with people, you know. Yeah. Myself, I'm in this field, so I always love meeting people. That's great. Yeah. Originally, he's from Sindh, the province I crossed, so the province between Punjab and Balochistan. Yeah. It's lovely people. We added chilies. Guys, the smell is really all the natural masala. The grand finale, the big result. Let's see.
It's a little spicy, but exactly perfectly spicy. And I like this combination with potatoes. Seamănă un pic cu stropelul nostru, are și usturoi. You put garlic, right? Yeah. Dar și cu cartofi, e o fel de tocăință cu stropel. Good.